Colectarea selectivă a deșeurilor și felul în care le gestionăm sunt subiecte de actualitate, intens abordate la nivel național și internațional. În România se fac progrese în ceea ce privește colectarea deșeurilor, atât în mediul urban cât și în cel rural, cu toate că încă mai întâmpinăm probleme la acest capitol. La nivelul județelor s-au constituit asociații de dezvoltare intercomunitare pentru gestionarea deșeurilor, care se ocupă tocmai de aceste aspecte. Colectarea gunoaielor, sau cum spunem în limbaj european, managementul deșeurilor, înseamnă colectarea, transportul, tratarea, reciclarea și depozitarea deșeurilor. De obicei, termenul se referă la materialele rezultate din activități umane și la reducerea efectului lor asupra sănătății oamenilor, a mediului sau aspectului unui habitat. Gestionarea deșeurilor are ca scop și economisirea unor resurse naturale prin reutilizarea părților recuperabile. Deșeurile gestionate pot fi atât solide cât și lichide sau gazoase, precum și cu diverse proprietăți, de exemplu radioactive, care necesită metode de tratare specifice. Precolectarea deșeurilor se referă la adunarea lor în diferite recipiente, coșuri de gunoi, pubele pentru deșeuri menajere și containere pentru deșeuri stradale și cele produse de agenții economici. Pentru a permite reciclarea, colectarea deșeurilor care conțin materiale refolosibile se face separat, în recipiente de culori diferite. Colectarea selectivă sau separată este una din etapele reciclării și înseamnă depozitarea deșeurilor în locuri special amenajate, în containere diferite inscripționate corespunzător. Colectarea propriu-zisă a deșeurilor din aceste containere este realizată de către servicii specializate care dispun de utilaje de colectare. Deșeurile pot fi transportate pe cale rutieră, feroviară sau navală. În România, activitatea de gestionare a deșeurilor este fundamentată pe legea 211 din 2011, care implementează o serie de directive ale Consiliului Europei. Coordonarea acestei activități cade în sarcina Ministerului Mediului și a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului. Județul Arad. În anul 2009, Consiliul Județean Arad a depus un proiect în vederea accesării unor fonduri de dezvoltare regională, fonduri de coeziune, pentru a moderniza și extinde sistemul de gestionare a deșeurilor solide la nivelul județului. Prin semnarea, în anul 2010 a deciziei emise de Comisia Europeană, fondurile de coeziune au fost aprobate. 2 ani de zile, 2010 și 2011, au durat procedurile de achiziție publică în vederea încheierii contractelor pentru asistența tehnică, proiectare și execuție de lucrări pentru realizarea noilor investiții și a închiderii depozitelor neconforme existente din municipii și orașe. Au mai fost achiziționate containere, pubele și unități de compostare individuală și vehicule de transport pentru deșeuri. Toți utilizatorii, persoane fizice sau juridice de pe teritoriul localităților unde este organizat serviciul de salubrizare, activitate de colectare și transport a deșeurilor de la nivelul județului Arad, au garantat dreptul de a beneficia de acest serviciu. Persoanele fizice și juridice producătoare de deșeuri municipale trebuie să realizeze activitatea de colectare separată, conform sistemului de colectare stabilit între operatorul de salubrizare și fiecare generator de deșeuri, în condiții salubre, în spații special amenajate și asigurate de către autoritatea administrației publice locale sau operatorul de salubrizare. În conformitate cu prevederile legale, cetățenii sunt obligați să respecte întocmai măsurile stabilite de către unitățile administrativ-teritoriale, membre ale Asociației de Dezvoltare Intracomunitară pentru Managementul Deșeurilor din Arad, în vederea asigurării igienei publice și salubrității localității, precum și regulile elementare de igienă în gospodăria sau locuința proprie, astfel încât să nu creeze disconfort vecinilor și să nu constituie pericol pentru sănătatea publică a comunității. Județul Timiș. Zonarea teritoriului județului Timiș în funcție de specificul acestuia, distribuția populației în concordanță cu cantitatea de deșeuri municipale solide generate, a determinat împărțirea acestuia în 5 zone de colectare cuprinzând 4 stații de transfer și un depozit central de deșeuri la Ghizela. Avem astfel zona 1 Timișoara, zona 2 Jimbolia, zona 3 Deta, zona 4 Făget, zona 0 depozitul Ghizela. La nivelul județului Timiș, colectarea deșeurilor reziduale și reciclabile se realizează prin operatori specializați de colectare și se face din poartă în poartă.
Adică, pe un program bine stabilit, operatorul vine la domiciliul fiecărei gospodării și le ridică separat reciclabilul, separat rezidual. Iar deșeurile reciclabile, de exemplu, cum se pot ele combina pentru reciclare, de exemplu, hârtie cu hârtie sau se poate combina hârtia cu altceva? Da, la, cum spuneam, la nivelul județului Timiș, deșeurile reciclabile se colectează la comun, în sensul că cele, așa cum a spus, hârtie, plastic, carton, metal, se introduc în pubela galbenă sau sacul galben, pubela galbenă în cazul în mediul urban și sacul galben în mediul rural, ele urmând un traseu foarte bine stabilit spre stații de sortare, unde acolo sunt sortate pe fracții, adică hârtia ajunge la hârtie, cartonul la carton, metalul la metal, plasticul la plastic. Plasticul înțelegând și sticla de PET. Doar că aceste materiale ar trebui în mod normal ca populația generatorii de deșeu să le introducă corect în recipient, respectiv în sacul galben, și mai anume, de exemplu, doze de suc trebuiesc, dacă se poate, flecite. La fel, sticlele, cartonul trebuie rupt în mod normal, că altfel ocupă volum. Și credeți-mă, am făcut un experiment propriu la mine acasă, dintr-un sac de 240 de litri, l-am redus la un sfert, făcând ce v-am spus. Există diferențe de colectare a deșeurilor în funcție de mediul de proveniență, de exemplu, în mediul rural și mediul urban? Sincer să fiu, ca și structură, cred că vă referiți, nu diferă foarte mult. Într-adevăr, pe mediul rural, posibil să fie, poate, o mare, o grădină mai mare sau posibil să fie deșeuri biodegradabile din, eu știu, gen iarbă sau ce are omul prin grădină, dar aceste deșeuri, în mod normal, ar trebui compostate. Noi am distribuit la gospodărie din mediul rural compostoare, unde aceste deșeuri se transformă în pământ. Spuneți-ne ce drepturi și mai ales ce obligații au oamenii care sunt abonați la diferite firme de salubrizare. Ce trebuie ei să știe că trebuie să facă și care sunt drepturile lor? Deci, ca și drept, în principal ar trebui să li se colecteze corect deșeul, adică firma de salubrizare să ajungă la cetățean, la gospodăria respectiv la fiecare gospodărie, pe un program care să este comunicat dinainte. Ca și prim drept. La fel, cum am spus, trebuie să aibă dreptul să îi se ia selectiv deșeul. Ca și obligații, în schimb, trebuie să respecte din gospodărie modul în care se selectează deșeurile. Dacă le va combina, dacă le va preda operatorului amestecate, automat își încalcă obligație. La fel, are obligația de a plăti serviciul. La fel, are obligația de a declara corect câți cetățeni sunt la acea gospodărie, pentru că sunt cazuri unde poate vor să fie o sumă mai mică de plată. Atunci evită să declare corect. Deci se creează mai multe probleme, pentru că cantitățile, să zicem, se generează de la un număr mai mare și se încasează un număr mai mic de la populație, o sumă mai mică de la populație. Deci cam asta ar fi în principal drepturile și obligațiile, dacă îi să... Și când întâmpinați astfel de probleme, cum sunt ele soluționate? Că se colaborează destul de bine, zic eu, cu OAT-urile, reprezentanții primăriilor, unde periodic se refac contractări, adică se presupune că într-o gospodărie nu se generează astăzi deșeu pentru că nu fi cetățeanul acasă, eu știu, lipsește jumătate de an, după care apare, eu știu, stă două luni acasă, vine și atinsă se declare la primărie. Primăria comunică sau spune cetățeanului să vină să se anunțe la operator ca să-i se colecteze. Deci cumva este o colaborare și o comunicare între colectator, UAT, dacă vorbim despre primării, și practic până la urmă și populația, generatorii de deșeu. Ce ar trebui să știe oamenii sau ce pot ei să facă atunci când le este refuzată colectarea deșeurilor? În mod normal, colectarea deșeurilor se refuză doar atunci când nu se face colectarea selectivă corectă. Și atunci, cum ar putea fi soluționată această problemă, la fața locului sau se soluționează ulterior? În mod normal, cum spuneam, dacă cetățeanul nu colectează selectiv, operatorul, de fapt și legea, spune că ar trebui să stă pubela în fața casei, ca omul să-și facă singur colectarea selectivă corectă.
Da, așa trebuie să se întâmple. Din păcate, în momentul de față, încă nu suntem puși la... Nu, cum să spun, nu suntem în măsură să facem acest lucru, dar în viitorul foarte apropiat se va ajunge și aici. Spuneți-ne cum se realizează corelarea între deșeurile selectate acasă de oameni și selecția făcută ulterior după colectarea de către firma de salubrizare, mai ales în condițiile în care mulți oameni încă nu prea știu cum să selecteze bine deșeurile. Da, se fac campanii de publicitate, de informare. Prin operatorii de salubrizare și noi de la asociație facem campaniile proprii, încercăm să ajungem la cât mai multă populație și cu cât mai multă informație ca oamenii să înțeleagă corect și concret ce au de făcut. Că dacă nu sunt informații adevărat, nici nu știu ce au de făcut. Sperăm că mesajele noastre să ajungă cât mai clar și să avem o colectare selectivă cât mai corectă și cât mai eficientă. Cum ar trebui să-și gestioneze atunci oamenii deșeurile? Puteți să le faceți un scurt, să-l numim așa, ABC al selectării deșeurilor? Da, să știți că lucrurile astea se întâmplă inclusiv de la momentul contractării. În momentul în care operatorul merge la gospodăria, să zicem, o gospodărie, semnează contractul pentru colectarea deșeurilor și automat este și instruit în momentul respectiv cum să-și facă corect selecția deșeurilor. După care, pe parcursul contractului, să zicem, da, a colectării, mai primesc informații, inclusiv prin poștă, prin pliante, TV, media, deci sunt campanii de informare destul de frecvent și destul de bine gândite. Puteți să ne spuneți câteva reguli de bază în ceea ce privește selectarea deșeurilor? Reguli de bază, cum spuneam, fiecare cetățean trebuie să respecte și să se gândească la modul în care gestionează reciclabilul, pentru că, în primul rând, are un volum, să zic așa, un volum la dispoziție. Dacă nu va, de exemplu, o sticlă de 5 litri de apă, da? de PET, 5 litri, dacă o pui ca atare într-un tomberon de 120 sau de 240 litri, e aproape un sfert plin. Ce mai pui pe lângă? Nu mai ai ce, nu mai ai loc. Și atunci trebuie, cum am spus, scos dopul și flecit. Deci asta ar fi prima regulă pentru a face o selecție corectă la deșeul reciclabil. Județul Hunedoara. Pe teritoriul județului Hunedoara se află 7 municipii, 7 orașe și 55 de comune, iar zona urbană adună în jur de 75% din populația județului. Din punct de vedere al colectării deșeurilor, există 4 zone. Zona 1 acoperă partea de nord a județului. Ea este deservită de instalația de compostare, de stația de sortare și stația de transfer de la Brad. Zona 2 acoperă partea de sud a județului Hunedoara și este deservită de stația de transfer de la Hațeg. Zona 3 înseamnă partea centrală a județului și este deservită direct de noua unitate centrală de gestionare a deșeurilor, care constă în stația de sortare, instalația de tratare și depozitul din Bârcea Mare. Zona de gestionare a deșeurilor cu numărul 4, care acoperă partea de sud a județului, mai exact Valea Jiului, este deservită de unitatea de sortare din Vulcan și stația de transfer din Petroșani. Județul Caraș-Severin. În urma documentației și a contractului de finanțare pentru proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Caraș-Severin, județul a fost împărțit în 6 zone de colectare a deșeurilor. În prezent însă, pentru că sistemul nu funcționează la nivel de județ, răspunderea cu privire la calitatea serviciilor și a deficiențelor în ridicarea deșeurilor menajere aparține unităților administrativ-teritoriale, așadar primăriilor. Aici majoritatea au apelat la firme de specialitate, fiind puține administrații care dețin servicii specializate pentru colectarea deșeurilor. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, Intercom Deșeuri Caraș-Severin, a organizat licitații publice pentru delegare prin concesiunea serviciilor de colectare și transport deșeuri în județul Caraș-Severin și a încheiat contracte cu operatorii declarați câștigători ai licitațiilor publice, fiind astfel acoperită toată area județului. Până în prezent însă nu a fost emis ordinul de începere a prestării serviciului de colectare și transport către operatori, iar pe toate utilajele cuprinse în cadrul sistemului de colectare de deșeuri se pune praful, ele nefiind folosite. Lucrările prevăzute în cadrul contractului, precum și achizițiile de operatori s-au desfășurat deja, există operatori atât pentru transportul deșeurilor de la
locul producerilor la stațiile de transfer, respectiv la Centrul Integrat de Management al Deșeurilor de la LUPAC. Operatorii aceștia pe zone au fost deja contractați de către ADI, iar operatorul pentru managementul centrului propriu-zis, care conține stația de sortare, stația de tratare mecanobiologică și depozitul de deșeuri conform, a fost și el contractat în urmă cu deja 2 ani de zile. Lucrările la Centrul Integrat de Management al Deșeurilor s-au finalizat și s-au recepționat în ianuarie 2018, cu stație de sortare, stație de tratare mecanobiologică și depozitul final. Ele constituie o singură investiție și a fost finalizată în 2018, cu o întârziere extrem de mare care a condus la un disconfort deosebit pentru locuitorii județului. Odată cu recepția, au demarat acțiunile pentru începerea operării. În acest moment, în luna februarie 2018, operatorul a ridicat anumite obiecții referitoare la una dintre dotările stației de tratare mecanobiologică. E vorba de un tocător pe care, în opinia lor, nu era cel adecvat pentru o astfel de activitate și nu ar fi putut genera timpii prevăzuți în cadrul proiectului. Pentru noi, lucrul acesta a fost o surpriză, pentru că atunci când s-a făcut achiziția operatorului, situația respectivă era prevăzută. Tocătorul respectiv era descris. În cadrul ofertei nu s-a făcut niciun fel de solicitare de clarificare sau observație legată de așa ceva. Din acel moment au început schimburile de scrisori, informații, cereri de demonstrare a resurselor, capacității respective. S-au refăcut testele de performanță, ocazie cu care Jurul Mobil a avut o defecțiune a uneia dintre garnituri, explicată de furnizor ca fiind generată de perioada de nefolosire a lui între momentul montajului și momentul testelor. S-a făcut înlocuirea respectivelor garnituri de role de susținere a jurului și constructorul, antreprenorul, a propus realizarea testelor de o perioadă de 2 săptămâni pentru demonstrarea performanțelor tehnice ale instalației. În acest moment a apărut, sau mai exact undeva în cursul lunii mai, a apărut o primă problemă tehnică la un bazin de levigat. Bazinul de levigat, un bazin de dimensiuni relativ mari, a început să se ridice din amplasament, să floteze pe ceea ce aveam să constatăm noi mai târziu, o acumulare de apă. În amplasamentul pe care noi l-am avut, pânza freatică nu exista. Pentru asigurarea consumului de apă tehnologică s-a făcut un foraj de 129 de metri pentru interceptarea unei pânze freatice necesare pentru asigurarea depozitelor respective. Am comunicat antreprenorului situația respectivă, aceasta se agravează, ajungând ca bazinul respectiv, care avea o adâncime de 5 metri îngropat în pământ, să se ridice 1,70 m deasupra, aproape 1,80 m deasupra solului. În perioada respectivă s-a pus problema unui viciu de execuție sau a unei greșeli de proiectare. Pentru a elucida problema respectivă, Consiliul Județean a comandat o expertiză tehnică. Expertiza tehnică a pus în evidență faptul că bazinul respectiv flotează din cauza acumulării de apă freatică, care ajunsese până la 30 de centimetri sub nivelul solului, și s-a tras concluzia că este o eroare de proiectare. Proiectarea acestei părți de lucrări, proiectul tehnic pentru asta, a fost executat de către un consorțiu de firme care s-a desființat în momentul finalizării proiectului, consorțiu care nu a avut contract cu noi, Consiliul Județean, ci cu Autoritatea de Management a programului, care a comandat aplicația și proiectul tehnic pentru aceste
părți din lucrări. În condițiile acestea, expertiza propunea încercări de readucere a bazinului în poziția inițială prin săpare, purjare. Antreprenorul a făcut aceste lucrări. Bazinul n-a coborât decât 40-45 de centimetri față de cota la care se ridicase. Ca atare s-a trecut la varianta a doua sugerată de expertiză, abandonarea bazinului respectiv de ridicat și reconstruirea unui alt bazin. Pentru asta s-au făcut procedurile de achiziție publică a serviciului de proiectare. A fost reproiectat un bazin de ridicat de aceleași dimensiuni și caracteristici cu cel inițial, dar care să nu mai aibă problema împingerilor hidrostatice care îl dislocaseră pe primul. Proiectul respectiv se finalizează, după care noi facem achizițiile publice necesare pentru un nou constructor și un nou diriginte de șantier. În momentul acesta s-a emis ordinul de începere a serviciului de dirigenție de șantier și de execuție. Termenul de finalizare a lucrărilor este de 5 luni de zile, ținând cont că va prinde și o perioadă de timp rece. Conform sistemului integrat de management al deșeurilor în județul Caraș-Severin, colectarea a fost organizată pe 4 și 5 fracții. Colectarea deșeurilor menajere nepericuloase de la populație se va realiza separat pe categorii de deșeuri. În localitățile din mediul urban, colectarea deșeurilor se va realiza pe 4 fracții. Deșeurile de hârtie și carton se vor colecta în puncte de colectare în containere de culoare albastră, achiziționate deja prin proiect. Deșeurile din plastic și metal se vor colecta în puncte de colectare în containere de 1,1 metri cubi de culoare galbenă, achiziționate tot prin proiect. Deșeurile de sticlă se vor colecta în puncte de colectare în containere de 1,1 metri cubi de culoare verde. Deșeurile reziduale în zona de blocuri se vor colecta în puncte de colectare în containere de culoare neagră, asigurate de către operatori, iar în zona de case se vor colecta din poartă în poartă, tot în pubele asigurate de către operator. În localitățile din mediul rural, colectarea deșeurilor se va realiza pe 5 fracții, cele de hârtie și carton se vor colecta în containere de 1,1 metri cubi de culoare albastră, deșeurile de plastic și metal tot în containere de 1,1 metri cubi de culoare galbenă, cele de sticlă în containere de culoare verde, iar biodeșeurile se vor colecta și composta în unități de compostare individuale. Deșeurile reziduale împreună cu biodeșeurile din zonele care nu au fost dotate cu unități de compostare individuală se vor colecta din poartă în poartă, în pubele asigurate de operator. Există și excepții în colectarea deșeurilor în mediul rural. În localitățile care au mai puțin de 100 de locuitori nu se colectează separat deșeurile reciclabile, iar în zonele cu acces dificil, colectarea deșeurilor reziduale se realizează în containere de 1,1 metri cubi în punctele de colectare. La instituții și agenții comerciali ori industriali, deșeurile se colectează separat pe 4 fracții, deșeuri de hârtie și carton, deșeuri de sticlă, deșeuri de plastic și metal și deșeuri reziduale în amestec cu deșeurile biodegradabile. După implementarea sistemului integrat de management al deșeurilor din județul Caraș-Severin, deficiențele cu privire la colectarea deșeurilor pot fi reclamate către ADI Intercom Deșeuri, administrațiile locale și către operatori. Județul Mehedinți. Asociația de Dezvoltare Intracomunitară pentru Salubrizare Mehedinți a luat naștere cu scopul de a organiza, reglementa, exploata, monitoriza și gestiona în comun serviciul de salubrizare a localităților de pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre. De asemenea, se mai urmărește și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și dezvoltării sistemelor de utilități publice aferente serviciului pe baza strategiei de dezvoltare acesteia. În cadrul proiectului funcționează un număr de 4 stații de transfer la Orșova, Baia de Aramă, Strehaia și Vânjul Mare, o stație de sortare la Malovăț, unde este amplasată și stația de tratare mecanobiologică.
Întregul sistem are capacitatea de a gestiona 125.734 de tone de deșeuri în fiecare an. Județul Gorj. Asociația de dezvoltare intracomunitară pentru salubrizare Gorj are ca scop realizarea în comun a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente serviciilor de salubrizare a localităților pe baza planului de dezvoltare al județului Gorj și furnizarea acestor servicii sub autoritatea fiecărui membru asociat. În momentul de față, în județul Gorj, 100% toate localitățile au servicii de salubrizare. La nivelul județului Gorj acționează mai mulți operatori, firme ale consiliilor locale sau firme private. Dacă este privind din punct de vedere al Consiliului Județean, noi în fiecare lună avem, sau odată la două luni avem întâlnire cu acești operatori de salubrizare, avem întâlnire cu primăriile pentru a stabili clar modul de lucru între administrație și operatorii de salubrizare, să vedem unde există aceste probleme și unde există probleme între cele două părți, intervenim și încercăm să reparăm aceste greșeli. De altă parte, pot să vă spun și din punct de vedere al firmelor private, deoarece înainte chiar am lucrat la o firmă privată și de fiecare dată când existau probleme, mergeam la un departament din primărie care răspundea de salubrizare și încercam să găsim soluții la nivelul acelui departament. Sunt probleme, oamenii nu vor să plătească, nu scot deșeurile la poartă, nu vor să facă reciclabil. Primărie de multe ori nu aplică legea salubrizării așa cum trebuie, dar de fiecare dată, prin comunicare, am încercat să rezolvăm aceste probleme. Unde nu, oamenii nu au vrut să plătească, s-au pus taxe speciale pentru cei care nu au contract. Am încercat să implementăm colectarea selectivă în cât mai multe localități din județul Gorj. Deci, imposibil să nu fie probleme când vorbim de salubrizare. Adis Gorj are un departament de monitorizare a contractului de concesiune. În acel contract de concesiune sunt stabilite clar drepturi și opții, iar reprezentanții primăriei sunt obligați să urmărească acest contract de concesiune, iar în momentul în care există anumite deficiențe, cum spuneți dumneavoastră, și nu se pot rezolva, firmele pot fi amendate sau chiar se poate rezilia acel contract de prestări servicii de concesiune. Cetățenii care au nemulțumiri față de operatorii de salubrizare din localitățile în care locuiesc pot să sune la primărie, poate să sune la operatorul de salubrizare sau mai nou, de aproximativ un an de zile, inclusiv la nivelul Consiliului Județean, am pus un număr la dispoziția celor care au astfel de probleme, pot suna la acest număr de telefon, iar noi, în momentul în care avem astfel de sesizări, încercăm să luăm legătura și cu administrația publică locală, șorul, dar și cu cel care face această sesizare, să-i punem pe toți trei la masă. Beneficiarul este sistemul de salubrizare. În felul următor, trebuie să beneficieze de un serviciu de calitate, de un serviciu făcut cum trebuie și, dacă vorbim de obligații, cum plătește internetul, curentul, gazele, așa trebuie să plătească și acest serviciu de salubrizare. Deci dreptul este să beneficieze de un serviciu bine pus la punct, obligația este să plătească acest serviciu. În momentul de față, în județul Gorj, din 71 de localități câte există, beneficiază de colectare selectivă aproximativ 35 de localități. Când vorbim de colectare selectivă, vorbim de colectare din poartă în poartă, colectare care se face din două săptămâni, iar fiecare cetățean primește saci galben pentru deșeuri selectiv. Aceste deșeuri sunt ridicate de operatorii de salubrizare separat față de ziua de ridicare de deșeuri menajere și duse la diferite stații de sortare sau la anumiți valorificatorii finali. V-am spus, față de alte județe stăm bine, față de alte județe stăm prost. Nu trebuie să ne asumim de acest lucru. O mai multă implicare din partea operatorului de salubrizare, lucru care deja am avut o discuție cu dumnealor. Pe de altă parte, și trebuie să spunem acest lucru, chiar dacă lucrez în administrația județeană, o mare parte din vină privind colectarea selectivă și administrațiile publice locale, deoarece, din păcate, foarte puține administrații publice locale, și aici nu doar în județul Gorj, asta se întâmplă la nivel național, uită să aplice ultima lege apărută, ordonanța 74, prin care cei care nu colectează selectiv ar trebui să fie și amendați. Mulți se feresc, și trebuie să spunem acest lucru, și de factorul politic, de ce la mesi nu mai votează. În momentul în care vom depăși aceste bariere și nu ne vom limita doar la vot și politică, și mi-asum ceea ce spun acum, vom înțelege că putem avea, iar cei care nu fac acest lucru, să fie în prima fază notificați, după care amendați. De multe ori dăm exemplu țărilor din afară, Germania, Franța, Austria, că acolo se face colectare selectivă, dar mulți uită că, de exemplu, în Germania, dacă nu arunci noi cu firma de salubrizare face poză, trimite la primărie și a doua zi primește amendă în plic acasă. Să existe campanii de informare cât mai multe.
Pe de altă parte, uitați, la nivelul județului Gorj am avut câteva programe în care am implicat 20.000 de acesta. Am mers pe ideea că dacă cei trecuți de o anumită vârstă, nu știu, poate nu mai sunt receptivi privind colectarea selectivă, să pornim educația din școli. Am mers la ore de dirigenție, am spus elevii la școlilor să facă ecologizare, mergând pe ideea că dacă învață să colecteze selectiv, când vor merge acasă, îi vor trage pe părinți de și le vor arăta cum trebuie să arunce deșeurile. Trebuie făcut de cât mai mult de conștientizare, din poartă în poartă și vorbit cu cetățenii. Dar, repet, aici nu trebuie să o facă doar operatorii de salubrizare, ci și administrațiile publice locale și doar împreună să facă acest lucru. Proiectul Sistemului de Gestionare a Deșeurilor din Gorj este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2014 și din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Uleiul alimentar folosit are efecte dezastroase asupra mediului deoarece nu este biodegradabil. Cei mai mulți oameni nu cunosc efectele produse de uleiul folosit și aruncat la canalizare. Un singur litru de ulei alimentar uzat, aruncat în canalizare, poate polua până la 1 milion de litri de apă. În următorii ani sunt previzibile progrese în privința reciclării uleiului, pe piață existând companii care colectează uleiul uzat de la persoane. Discutăm despre alt tip de deșeu. Deșeul, de exemplu, uleiul este un deșeu care deja nu mai poate fi încadrat ca și deșeu, să zic, menajer. Este un deșeu deja periculos care este colectat de firme specializate. Și oamenii ce pot să facă în privința aceasta? Adică cum pot fi instruiți să nu-l mai arunce în chiuvetă, să nu-l arunce în câmp, să nu-l arunce se în fața comunică, casei? Cum am spus, prin campanie de informare, se ating de multe ori și subiectele astea unde, practic, noi ne axăm în mare parte pe partea reciclabilă și pe partea de deșeu menajer municipal, practic, cum am spus, deșeu reziduar reciclabil, dar se fac informări și pe partea de alte tipuri de deșeuri ca să se știe unde ar trebui să ajungă și alte tipuri de deșeuri. Uleiul alimentar uzat poate fi folosit pentru fabricarea biocombustibililor, fiind o alternativă bună la plantele cultivate în special pentru asta și care ocupă suprafețe agricole mari. Pe lângă faptul că uleiul alimentar dăunează mediului înconjurător, odată aruncat în chiuvetă, acesta se depune pe pereții țevilor de canalizare și poate produce obturarea lor, având efecte negative asupra stațiilor de epurare. Alt tip de deșeuri este constituit din echipamentele electronice și electrocasnice. Acestea sunt produse care funcționează pe bază de curenți electrici sau câmpuri electromagnetice. În această categorie intră toate aparatele de care ne folosim în viața de zi cu zi, de la telefon la frigider, de la veioză la mașina de spălat sau la aspiratoare. Măsurile ecologice dorite în procesul de tratare a electronicelor și electrocasnicelor presupun următoarele: dezmembrarea deșeurilor și neutralizarea substanțelor periculoase, dezmembrarea și refolosirea componentelor, dezmembrarea și reciclarea materialelor, incinerarea în vederii obținerii de energie și, la final, eliminarea substanțelor nepericuloase rămase. Pentru a înțelege importanța colectării selective, un exemplu concludent ar fi hârtia. Pentru fabricarea ei sunt necesare materiale precum lemnul și celuloza. Hârtia reciclată permite economisirea aproximativ 25% din calitatea de electricitate și a 90% din cantitatea de apă necesară pentru producerea unui kilogram de hârtie albă. Trebuie să fim conștienți că 1000 de kilograme de hârtie reciclată salvează de la tăiere 15 arbori ajunși la maturitate și economisește 498 de litri de apă, 400 de litri de petrol și 4132 de kWh de curent electric. În loc să ne plângem și să așteptăm ca cineva să facă ceva, e timpul să ne uităm la noi înșine și să vedem ce putem face pentru a schimba ceva. Chiar dacă acest proces de colectare selectivă a deșeurilor pare un lucru insignifiant, în realitate are un impact major asupra mediului înconjurător.